care ați ales să veniți la casa Domnului și Domnul să vă răsplătească cu viața veșnică. Spune cuvântul Domnului, cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim vrednici. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne binecuvântează, Dumnezeu este Cel care ne întărește. Să ne vorbim pe șteptați și invitați la biserică. Și mi-a spus că nu au timp, că sunt la plecare. Parcă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, parcă fusese de vorbiți, parcă frații să vorbiți unul cu altul. Vorbeam cu cineva la biserică, îmi trag în mai mare, că sunt 300 de membri sau 200 și ceva și vinerea seara sunt foarte puțini, vreo 10, 11, 12. Oamenii parcă să vorbiți, nu mai vor să audă de glasul lui Dumnezeu, nu vor să mai audă de Dumnezeu. Un alt cuvânt spune, tot din Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu voi da odihnă. Domnul ne cheamă, veniți la mine, să venim la Domnul, pentru că El este Cel care ne dă odihnă. Sufletele noastre, dacă sunt împovorate, dacă sunt greunate, Dumnezeu este Cel care despovedează, Dumnezeu este Cel care eliberează. Și spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Câți mai sunt din frați, câți mai sunt din oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care mai doresc odihnă aceasta alături de Dumnezeu. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne întărească. Spune cuvântul Domnului că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Pentru unii este ușoară, dar pentru unii este grea. Oamenii care nu vor să-L caute pe Dumnezeu, nu vor să-L doresc pe Dumnezeu, s-au săturat de bunătatea lui Dumnezeu, s-au săturat de Dumnezeu, pentru ei este jugul greu. Dar pentru noi, cei care suntem cu Dumnezeu, dorim din toată inima să ne bucurăm în prezența Domnului. Salutăm pe mijlocul nostru frații care ne vizitează, Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să le răsplătească cu viața veșnică și Domnul să-și păstrăvească numele Său Cel Sfânt. Dumnezeu să-L vizitează fratele Daniel Cornea, venit din România, fratele Daniel, fratele Petre și toți frații care vizitează fratele Teodor Urzan, care este și președintele cultului, este în mijlocul nostru. Dumnezeu să-L binecuvinteze pe el și pe fiecare, copii și toți, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Dorim să aducem o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru că ne-ai dat posibilitatea aceasta să fim în seara aceasta în prezența Ta și dorim toată inima ca Dumnezeu să ne învețe, să ne sfătuiască, ca Duhul Său Cel Sfânt de seara aceasta să-și facă numele de slavă în locul acesta. Dorim să ne ridicăm în picioare și să aducem rugăciunea aceasta de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Amin.